Elevii care nu au reușit să promoveze bacul în sesiunea iunie-iulie 2016, dar și cei care au picat în alți ani, se pot înscrie la sesiunea din toamnă. Înscrierile pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat a avut loc în perioada 18-22 iulie. Pentru această sesiune la Giurgiu s-au înscris 1078 de candidați. Aceștia vor susține probele de examen în cele 5 centre organizate de către Inspectoratul Școlar Județean. Pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2016 s-au înscris peste 1000 de candidați. Vor funcționa două centre de examen în municipiul Giurgiu, la Liceul Teoretic Tudor Vianu și Liceul Tehnologic Ion Barbu, și trei centre de examen în județ, Liceul Udriște Năsturel Hotarele, Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu din Bolintin Vale și Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu din Mihăilești. Examenul de bacalaureat va începe pe 16 august cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Din 22 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la limba și literatura română, urmată în 23 august de limba și literatura maternă, 24 august proba obligatorie a profilului și 26 august proba la alegerea profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate în 29 august până la ora 16, iar contestațiile vor fi depuse între orele 16 și 20. În 30-31 august vor fi soluționate contestațiile, iar în 1 septembrie vor fi afișate rezultatele finale.